În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în cuvinte puține, pentru că cuvintele sunt de prisos, Dumnezeu a rânduit ca astăzi să fim împreună la această Sfântă Liturghie, la sărbătoarea celui mai cunoscut Sfânt, spun eu, al Bisericii, după marii sfinți ai Bisericii, Sfântul Ierarh Nicolae. Și când folosesc cel mai cunoscut sfânt, nu sub forma că sunt sfinți necunoscuți, toți sfinții sunt cunoscuți, că altfel n-ar fi fost sfinți. Dar cu precădere, Sfântul Ierarh Spiridon este nevlavia poporului și chiar aș spune, cu toată modestia, pentru că dacă ne mândrim nu-i bine, deci Biserica Sfântului Spiridon din Iași este cea mai cunoscută și mai frecventată de toți credincioșii. Și pot să spun că acest cult a Sfântului Ierarh Spiridon a luat ființă odată cu biserica prin faptul că eu de multe ori când dădeam la canon să citească omul Sfântul Spiridon, el nu știa ce are de făcut. Și se ducea și plătea pomelnic la Sfântul Spiridon și spunea: părinte, mi-am făcut canon, am fost și m-am rugat la Sfântul Spiridon, cum mi-a spus. Zic, dar cum ați ajuns până în Grecia? A, nu, zice, am fost în oraș și m-am închinat la biserica de la spital. Și în felul acesta, părintele de acolo a devenit un prieten și un cunoscut al credincioșilor, părintele Stoian, nu știu dacă mai este acum acolo, dar oamenii s-au învățat cu acest sfânt și la un moment dat el a devenit ca un fel de colaborator și prieten al credincioșilor și tocmai de aceea mi-a spus cineva cu bucurie astăzi dimineață, zice: părinte, am fost aseară la litia Sfântului Spiridon și ce credeți, erau toți ai noștri. Toți sunt ai noștri. Asta este un mare merit că credincioșii pe care îi spovedim și îi împărtășim sunt permanent la toate sărbătorile importante și la toate privegherile importante, că asta înseamnă că mai avem evlavie creștină. Sfântul Spiridon vine de data aceasta în oglinda bisericii nu ca un sfânt plin de dogme sau ca un sfânt plin de impresii din acestea lumești, din rang împărătesc sau după studii de retorică ca Vasile cel Mare sau după cultură teologică ca Ioan Gură de Aur, ci apare și el în viața poporului grec în zona Ciprului, dintr-o familie de oameni săraci și când mă refer la oameni săraci, dacă ați citit viața Sfântului Arsenie Cappadocianu sau dacă ați citit viața lui Paisia Ghioritu, ați văzut că acea zonă asuprită până în secolul XIX de turci a fost tot timpul o zonă oropsită, iar oamenii se ocupau și trăiau prin creșterea caprelor, oilor, măslinilor, câtorva fructe din aceste exotice pe care le vindeau și își duceau traiul de la o zi la alta. Acest prunc Spiridon deci n-a fost altceva decât o odraslă aleasă din doi părinți modești, cinstiți și cuminți. A fost fiul unor oameni atât de simpli ca și viața, ca și numele lor, ca și portul și ca și comportamentul lor. N-au fost niște oameni care să se distingă prin nu știu ce calități, dar cea mai mare calitate pe care nu o observă nimeni în cultura și în învățătura de credință ortodoxă este cea despre care a spus Mântuitorul. La un moment dat, când a fost să vorbească despre sine, a spus așa: eu sunt cel ce sunt. Eu sunt Alfa și Omega, ne-a spus mai complex. Eu sunt cerul și pământul, pentru că ele vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus așa: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Ei, atât au putut prinde părinții Sfântului Ierarh Spiridon din toată predica Mântuitorului, blândețea și smerenia. Și iată-l pe Sfântul Spiridon crescut în corectitudine, în cinste și în modestie. În viețile sfinților, pentru că m-am uitat adineaori în carte ca să mă conving, se spune că alegerea lui ca episcop de la oile cele fătătoare, adică de la dobitoacele necuvântătoare, a fost aleasă sau menită printr-un semn dumnezeesc. De ce? Încă de mititel, de când era copil, fiind păstor cu caprele și cu oile, el avea această îndeletnicire a rugăciunii și la un moment dat, crescând cu vârsta și devenind tată și părinte de copii, deci căsătorindu-se, ca să înțelegeți,
a început să facă și anumite semne minunate, adică să tămăduiască, să vindece, să se roage pentru anumite probleme și ele să se împlinească. Iar în momentul când a venit vremea și episcopul acelei cetăți din Trimitunda a murit, dintr-un semn și dintr-un auz dumnezeiesc, s-a auzit un glas, așa am citit în prologele care sunt scrise pe vechi, acum vețile sfinților moderne sunt puțin corectate, nu se mai scrie că sfinții au fost martirizați. Achitați și judecați. Ei, el n-a fost achitat și judecat, ci printr-un semn dumnezeiesc s-a spus, pe Spiridon să-l alegeți. Și tot poporul a spus într-un glas, Spiridon să ne fie episcop. Și în felul acesta a ajuns păstor și peste oameni, dar nelipsindu-se de sfânta și cinstita lui negustorie, adică de agricultor, de a crește oițe și capre, pentru a avea tot timpul o pildă că omul care pleacă de jos și ajunge sus știe de unde a plecat și nu poate greși. Deci era într-o permanentă smerenie. Dacă Mântuitorul a spus că oile cunosc păstorul lor și dobitoacele cunosc ieslea stăpânului lor, el a rămas permanent un stăpânitor de aceste dobitoace. Și ca drept dovadă, una din frumoasele minuni din prologul de pe vechi și din vețile sfinților pe vechi, că în astea noi v-am spus că sunt puțin mai ajustate, spune că niște negustori venind să cumpere un număr de dobitoace de la sfântul, a zis, mergeți, numărați-le, alegeți-le, puneți-le în turma voastră. Și ca să vedeți că semnul adamic de îndumnezeirea omului este supunerea naturii firii omenești, cum a fost cândva în rai, la un moment dat negustorul ce a zis? Omul ăsta e cam bătrân, chior, șchiop, nu prea vede. De ce era chior? În primul rând, pătimise în vremea lui ultimului împărat păgân, înainte de împăratul Constantin, și îi se tăiase pulpa la piciorul drept și îi se scosese un ochi. Și atunci el stătuse și în temniță pentru prigoana creștinilor, ca și Sfântul Nicolae. Dar el nu se plângea de aceasta. Și cu mitra lui din papură și modest în hainele lui aspre, deci își vedea de treaba lui. Și a zis, e cam bătrân, nu prea vede, îl putem înșela. Și au luat un animal în plus. Și s-a zbătut animalul ăla de a făcut ca toți nemții. Ei, bătrânul văzând că s-a agit animalul, a zis, fraților, zice, dar poate nu o țineți bine. Poate ați supărat-o cu ceva, ia lăsați-o jos să vorbesc eu cu ea. Și a dat drumul animalului jos și a întrebat, tu ești a mea sau ești a lor? Ce te agiți așa? Ia du-te în turma de unde ți se cuvine să stai. Și animalul a înclinat frumos din cap și a venit lângă sfântul. Și a zis, ia mai numărați odată, poate ați greșit. Și când au numărat, au văzut că avea numărul de animale. Deci iată. De ce spun că smerenia îl clădește pe om pe treptele cele mai înalte ale sfințeniei. Într-o întâmplare tot așa la fel de scurtă popularitate literară, se spune că niște hoți venind noaptea ca să facă o spargere la stâna lui și să ia un berbec gras să-și facă o petrecere, în momentul când au trecut gardul au rămas înțepeniți pe gardul stânii. Și Sfântul, când a venit dimineața, a întrebat, dar voi ce faceți fiilor aici? Știți, Sfinte Spiridoane, uite, ne-am rătăcit, am rătăcit drumul, am nimerit în stâna matale, nu ne-am dat seama și ne-am simțit așa deodată, amorțis, nu ne-am mai putut mișca. Vai, săraci, vă fi frig și să fiu osteniți ca să păziți stâna o noapte întreagă, alegeți-vă voi ce berbec vreți și duceți-vă, zice, dar să nu mai călcați pe aici așa greșit, că nu-i bine. Și nici măcar nu i-a mustrat de ce au furat sau de ce n-au furat. În același timp, ca și ierarh, deci era deprins cu arta milosteniei. Și când spun arta milosteniei, mă refer ceea ce înseamnă să faci milostenie în mod samavolnic. Și aici vă atrag din nou atenția. Hristos nu vine în chip de bețiv, fumător și boschetar. Hristos vine în chip de sărac modest, cinstit și rugător. De aceea când vă vin cerșetorii la ușă, întâi puneți-i să spună rugăciunea Tatăl nostru, Împărate Ceresc, Crezul, ca să vedeți dacă știu numele cui cerșesc. Și apoi le dați de pomană, ca să știe că sunt ortodoxi și cerșesc într-o țară creștină. Sfântul Spiridon vedea că oamenii suferă, vedea că oamenii pătimesc și au necazuri. Și atunci făcea rugăciuni pentru ei. Fiind odată în Ținutul Trimitundei o secetă mare, a ridicat mâinile la cer, s-a rugat și a plouat. Fiind odată ploi multe și nu se mai potoleau, a ridicat mâinile la cer, s-a rugat și s-au potolit ploile.
Odată un bogat în vremea unei secete avea niște hambare pline de greuș, când venea săraci și negustoreau prețul, el punea tot prețuri duble. Și văzând săracul că-i mor copiii de foame, s-a dus la Sfântul și a zis: Sfinte, e corect ăsta să șadă cu hambarele pline și mie să moară copiii? Lasă că să te umplu eu de greu. Și a ridicat Sfântul Spiridon noaptea mâinile la cer, să ruga. Pe vremea cât ceilalți dormeau, a venit un puhoi mare, a rupt toate hambarele și a umplut toate ulițele numai de greu. Și bogatul, când l-a văzut și muiat în apă și împrăștiat din hambare și răvășit: luați, luați cât vă trebuie. Dar Sfântul spunea: luați că nu vi-l dă din inimă, luați că Dumnezeu vi l-a dat. Adică știa să ironizeze lăcomia. Și de ce spun că știa să ironizeze lăcomia? Pentru că avea și legi demne. Un negustor venind să ia bani cu împrumut de la biserică, deci de la Episcopia Sfântului, a zis: mă duc să fac negustorie, să mulțesc banul și îți voi da ce se cuvine înapoi. Și a luat astăzi și n-a mai adus. Dar când s-a dus pe mare, s-a necat corabia, că n-a fost cu gând curat. A doua oară la fel, a treia oară la fel. Și vine la Sfântul și spune: n-ai vrea să-mi dai iarăși un ban împrumut să fac negustorie, dar cinstită de data asta. Frate, dacă știi că ai pus de acolo de unde ai luat, du-te și ia. Dacă știi că n-ai pus, spune întâi ca să ai de unde să iei. Și a zis: nu, n-am pus, am fost lacom, zice, am vrut să nu mai aduc înapoi. Păi vezi, și Dumnezeu ți-a luat ție. Ia, zice, du-te cu gând curat și ai să vezi cât ai să te înavuțești. Și în momentul când s-a dus cu dobândă cinstită și cu muncă cinstită, Dumnezeu i-a prisosit și harul și i-a mulțit și bunătățile și a adus și a pus înapoi în cutia milei de la biserică. De aceea s-o țineți minte de la mine, că-i prieten, că-i vecin, că-i tovarăș, că-i dușman, că-i soră și că-i frate. Când împrumuți un ban, du-l înapoi, că-ți legi singur satana și sărăcia de ograda ta. Niciodată n-ai să te îmbogățești luând cu împrumut și nedând înapoi. Este cel mai mare blestem și cel mai mare păcat care îl poate face omul. Și culmea că se mulțesc pe zi ce trece și nu mă aud: ăla are atâta, ăla are atâta, ăla are atâta, și nimeni nu mai dă înapoi. Se duce și ia cu o nonșalanță din aia de lipsă de bun simț și uită că trebuie să-i ducă. Nu vă spun aceasta ca un reproș, ci să vă dați seama că vă legați singuri sărăcia de gard. Dumnezeu pe vicleanul răște și ia și sporul și harul și darul, deci nu mulțește nimic. Pe lângă aceste lucruri mărunte pe care Sfântul Spiridon le făcea în chip obișnuit, Sfântul Spiridon era și un mare trăitor, vorbitor direct cu Dumnezeu. Și am să vă explic de ce. Întâmplarea face că în vremea Sfântului Spiridon a avut bucuria ca pe parcursul vieții sale să prindă și el marele sinod de la Nicea, cel cu 318 părinți, prezidat chiar de marele împărat Constantin și de mama sa Elena, care, să știți, Elena a fost o femeie extraordinar de credincioasă, dar extraordinar de sceptică, ei veneau din păgâni. Și atunci nu puteau fi prostiți cu texte și cu povești. Și a spus Sfânta Elena: la acest sinod, Constantine, te rog să nu pleci urechea la filozofii mincinoase. Este nevoie de minuni. Numai minunile vor dovedi care este dreapta credință. Nu mai pleca urechea la povești, la povești din acestea care nu se mai termină, că sinodul n-a durat o zi sau două, cum e astăzi la București, atunci în trei zile ai semnat totul, nu? Sinodul a început de primăvară și s-a terminat tocmai toamna, august, și a început undeva în luna mai, luni de zile de dezbateri și de analize și de scrieri și de păreri, de sfinți părinți, unii veneau cu corabia mai târziu, alții mai devreme, și până se adunau acolo și dezbăteau luni de zile câte o problemă. Ei, la acest mare sinod, cel mai îndărătnic și mai îndrăcit om al vremii era unul Arie, un filozof în cele teologice, dar un mare cretin privind dogma Sfintei Treimi, pentru că se băga în deofințimea tatălui cu fiul și spunea că fiul este o creatură superioară, dar nu egală cu tatăl, ci undeva mai mică. Și în felul acesta umbla în simbolul din crez, unde se spune: cel de o ființă cu tatăl prin care toate s-au făcut și lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci era exact ființialitatea fiului din veșnicia tatălui, pentru că așa spune, care din tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Deci nu putem da un termen azi, ci s-a născut de o ființă cu tatăl, deci în sânurile tatălui. Iată că în clipa aceea, acest filozof vine la sinod și cu o clănțăneală din aia retorică de nestăpânit, toți se temeau de el.
Sfântul Nicolae, mai nervos din fire, l-a pocnit. N-a suportat să asculte erezia. Împăratul s-a supărat și l-a închis în temniță și în felul acesta el pleacă. Deci nu mai este martur ocular a ceea ce se numește minune. Deci nu poate trăi sentimentul adevărului. Însă Sfântul Ierarh Spiridon, om simplu și nepriceput la minte în cele teologice, dar trăitor în cele sfinte, zice: Sfinților părinți, lăsați-mă să încerc și eu să pricep treimea după mintea mea. Și toți spuneau: cum să vorbească Spiridon care e un oier? Cum să vorbească Spiridon care n-are carte? Cum să vorbească Spiridon care paște caprele, zice? Aici ne trebuie oameni de înaltă cultură teologică. Acest are nu-i oricine. Și în momentul când a început are să-și țină toate, și ei veneau. Veneau și arienii cu soborul lor de îndrăciți care schimbau și zăpăceau teologia. Veneau draci teologi, arhiconii, care luminau la învățături asemănătoare celor ortodoxe, dar foarte sucite în cuvinte. Și s-a mâniat Sfântul Spiridon și l-a binecuvântat și a spus: da, taci odată, Duh care vorbește împotriva adevărului. Și a amuțit tare pe loc. Ceilalți s-au înspăimântat toți. Împăratul s-a înspăimântat și el. Și a zis: păi, Sfinte Spiridoane, nu este loial să-i legi gura, nu eu i-am legat-o, Dumnezeu, Duhul Sfânt din psalm. Că așa spune: mute să fie buzele ce vorbesc împotriva adevărului cu fără de lege. Și în clipa aceea, Ari și-a dat seama de greșeala săvârșită, dar s-a pocăit ca și faraon, că după semne și minuni tot îndrăcit și încăpățânat a fost până și-a vomitat mațele în toiletă, adică s-a dus la toaletă și a vomitat pe gură. A ieșit tot din el. Ei, și atunci s-a pocăit oarecum în felul lui și Sfântul Spiridon l-a binecuvântat și i-a venit graiul. Filozofii luare au amuțit toți. Dar împărăteasa Elena, de după perdeaua de la Sinod, a spus: nu, Constantine, nu. Cere o minune și mai grăitoare. Cere o minune și mai mare. Cere să facă acești sfinți părinți semne care să rămână peste veacuri, nimeni să nu le poată întoarce. Și atunci Sfântul Spiridon, găsind la îndemână elementul cel mai simplu, o cărămidă din pământ ars, le-a arătat că toată creația s-a făcut din apă și din foc. De ce? Demonstrându-le unicitatea treimii ca ființă, prin ce? Prin pământul din care s-a plămădit toată lumea și toată făptura văzută, dar călită în focul Duhului Sfânt, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Și prin apa care plutea deasupra neantului și Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. De aceea când a strâns cărămida în mână, apa s-a dus în jos ca greutate. Deci sunt patru elemente: apă și pământ, foc și aer. Aceasta este viața pe care noi o trăim. În jurul acestor elemente se leagă tot simbolul chimic a ceea ce numim noi, dacă vreți, și în momentul când analizezi un om și îi faci din sânge analizele, îi iei toate elementele din corp care le are, și sodul, și potasiu, și fier, și magneziu, și tot ce vrei. Ei, pe această reacție, apă și pământ, aer și foc, în sisteme covalente și în sisteme carbon-carbon, se leagă tot ce înseamnă materie. Și Sfântul Spiridon a demonstrat-o lăsând țărâna goală în mână. Așa era pământul la început, netocmit și gol. Apa este cuvântul Evangheliei care curge în stropi din generație în generație peste toți oamenii pământului, iar focul este cel care se înalță sus, pentru că a spus Hristos: de nu mă voi sui eu la Tatăl și nu vă voi trimite mânghetor, voi veți rămâne singuri, dar El va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și iată, focul de data aceasta nu s-a dus în jos, cum a venit peste apostol, ci s-a dus în sus. De ce? Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Ei, această constituție elementară a pământului frământat cu apă și ars în foc, care dă tăria cărămidei, ei, această constituție materială a Evangheliei, din cuvinte omenești, împletite cu focul Duhului Sfânt
și clătite cu apa Evangheliei dau dogmele învățăturii dreptei credințe. Și iată, această dogmă a fost scrisă în practical de sinodul al IV-lea, care s-au pierdut pe la anul 400 și s-au ars de-a lungul istoriei bisericești și toate nenorocirile, când s-au stabilit toate rânduielile și s-au stabilit și primele 8 versete din învățătura de dreaptă credință, care are la bază, cum se spune, învățătura apostolică, că așa este crezul nostru ortodox, apostolic, nicenian și constantinopolitan. Pentru că al doilea sinod este cel în care Atanasie, în primul fiind diacon, de acum fiind ierarh, vine și întregește dogma credinței cu Grigore teologul și într-unul Duhul Sfânt, Domn de viață, Făcătorul, etc. și mai departe. De ce v-am amintit acest lucru? Pentru că Sfântul Spiridon, în simplitatea lui, și undeva scrie în Scriptură, dar eu nu știu exact, s-a citit aseară, eram la Trinitas și ascultam când se citeau paremiile și spune că celui drept toate sunt nete de înaintea lui. Sfântul Spiridon n-avea ascunziciuri, șocolișuri, vorbe mieroase, era lipsit de diplomație, era lipsit de discernere, era lipsit de fraze intelectualiste, era lipsit de termeni teologici cu dexul în mână. El a spus clar, Dumnezeu e Dumnezeu. Așa cum cărămida asta are trei elemente, așa și treimea are trei ipostasuri, gata, punct, împărate, te-ai lămurit. Și s-a semnat încheierea sinodului în luna august, spre începutul lui septembrie, și s-a pus capăt celui mai mare punct de credință despre care nu s-a mai discutat niciodată, arianismul. Deci, dacă vă uitați în altarele pictate, că mai intrați pe la Sfinție, vedeți că l-arată pe Petru al Alexandriei, cum Hristos stă pe o sfântă masă, în mâna lui Petru scrie cine ți-a rupt ție, Hristoase, cămașa, iar Hristos are un răvaș în mână pictat și spune nebunul de aia, deci cel care vrea să-l despartă de Tatăl. De ce v-am spus toate acestea? Ca să înțelegeți că importanța acestui sfânt nu este una de rit popular și chiar am fost puțin amuzat în inima mea, când am văzut că despre Sfântul Nicolae se vorbește ca despre Moș Crăciun. Efectiv, am zis că lumea s-a tâmpit. Și de ce vă fac această remarcă? Sfântul Nicolae a fost un apărător al dreptei credințe, model de ierarh, model de păstor, model de trăitor, de apărător al dreptei credințe, model de statornicie în dreapta credință, de vrednicie în dreapta arhieriei. Sfântul ierarh Nicolae nu s-a ocupat cu pusul bomboanelor în pantofi și cu daruri la copii prin papuci. A miluit fetele sărace ca să nu curvărească și să mărite că erau sărace, dar le-a miluit din postura de păstor al eparhiei sale, cunoscând credincioșii săraci pe care i-a ajutat permanent. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Să nu confundăm pe Sfântul Ierarh Spiridon cu vreun moș care împarte oi de pomană sau alte povești din acestea care, cum să vă explic? Trebuie să fim foarte atenți. Cuvântul învățăturii bisericești nu trebuie desacralizat și nu trebuie despărțit de puterea Duhului Sfânt și de puterea teologică a Sfântului în sine. Fiecare Sfânt a venit pe pământ cu omenire. Dumnezeu când i-a dat o cruce pe care a dus-o Sfântul, că e de martir, că e de mărturisitor, că e de ierarh, i-a dat-o ca să o aibă ca mărturie la judecată pentru noi păcătoși. Culmea ar fi să vină Sfântul Ierarh Nicolae la judecată cu o căruță de pantofi fără jucării. Era obosit și n-a mai pus jucării în ele. Deci să o terminăm cu aceste prostii copilărești și cu aceste glume populare. Este milostiv, ajută, câștigând cu sărăcia cele înalte și cu smerenia cele bogate, îndreptător al credinței și chipa blândeților, dacă ne-a zburat luare două pălmi, s-a cutremurat măselele de minte. Deci atât de blând a fost. Pentru că și Mântuitorul a practicat aceeași metodă. Deci Mântuitorul vine și ne spune, luați de la mine exemplu că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre și pune mâna pe un bici din ștreanguri de lanț cu 7 plumbi din aia cu capete și bate în templu ca în hoții de cai și le spune afară tâlharilor, casa tatălui meu, casă de rugăciune îți va chema, nu peștele de tâlhari. Deci iată smerenia întruchipată și tot același Mântuitor smerit și blând care spune eu sunt blând și smerit cu inima, se întoarce la sluga arhiereului și îl întreabă scurt, dacă n-am greșit, de ce mă lovești? Păi un smerit
obiectează, nu întoarce fața. N-a spus Mântuitorul, dacă te pocnește cineva să întorci fața, să-ți dea și pe celălalt obraz? Cum îndrăznește Mântuitorul să-și contrazică cuvintele? Sunt locuri unde cea mai mare palmă pe care o poate primi un om este să fie jicnit în față despre dreapta credință și el suite ca în pălău. Da, ai și tu dreptate. Sau cum spune, e, lasă că-s buni și ei. Nu, dragă, nu-s buni nimeni. Spiridon și Nicolae, cele două mari faruri ale Ortodoxiei, unul la Bari în Italia, se uită spre Constantinopol, și Sfântul Spiridon din Cherchira, din țara Bizanțului, se uită spre Italia, stau și păzesc continentele creștine de fără de legile satane din celelalte neamuri păgâni ale lumii, ca să știți. Acești doi mari sfinți sunt carazele de soare în Biserica lui Hristos. Deci sunt mărturii vii a ceea ce înseamnă dreptate, adevăr și credință. Urmați-le exemplu și îndemnul. Amin. Amen.